Știați că pentru a construi o vioară perfectă este nevoie de peste 70 de bucăți diferite de lemn? Știați că primele coarde ale viorii au fost alcătuite din intestine de animale? Sau că părul arcușului unei viori este alcătuit din aproximativ 200 de fire de păr de cal? Știați că înainte ca dirijorul să preia conducerea orchestrei, violonistul avea rolul principal? Vioara, așa cum o cunoaștem noi astăzi, a apărut în Italia în secolul al XVI-lea, cel mai probabil fiind inspirată din trei tipuri de instrumente. Rebec, care exista încă din secolul al X-lea, viola da gamba, un fel de violoncel al timpurilor noastre și viola da braccio. Cele mai cunoscute și mai bine realizate viori din lume sunt cele semnate de celebrele familii de lutieri, Amati, Stradivari și Guarneri, care și-au desfășurat activitatea la Cremona. În ciuda faptului că în secolul nostru au apărut multe tehnologii pentru fabricarea viorilor, se spune că sunetele pe care acești lutieri au reușit să le creeze sunt inimitabile. Oamenii de știință afirmând că lemnul din care au fost făcute a fost unul special ales. Alții afirmând că modul în care a fost tratat lemnul folosit este unic. Iar cele mai noi studii au concluzionat că o importanță hotărătoare în privința forței sunetului o au deschizăturile de pe fața viorii, acele f de pe partea superioară a cutiei de rezonanță. Din documente reiese că prima vioară cu patru coarde a fost construită în anul 1555 de către Andreea Amati. Vioara este cel mai mic membru al familiei de instrumente cu coarde și arcuși din care mai fac parte viola, violoncelul și contrabasul. Acestea arată foarte asemănător între ele. Diferența constând în dimensiunea instrumentului și, bineînțeles, în sunetul produs. Înălțimea sunetului și dimensiunea instrumentului sunt invers proporționale. Adică, cu cât instrumentul este mai mic în dimensiuni, cu atât sonoritatea lui este mai înaltă. Cu cât instrumentul crește în dimensiuni, cu atât corzile acestuia vor fi mai mari și vor produce un sunet mai grav. Descoperirea dimensiunilor perfecte ale viorii a necesitat sute de ani de căutări, orice mică diferență în forma instrumentului influențând considerabil sunetul. Astfel, o vioară din zilele noastre este compusă din În partea superioară Melc Cele patru chei pentru acordarea instrumentului, prăguș, limba instrumentului, cele patru coarde, fața instrumentului, deschizăturile numite efuri, căluș, fixuri, cordar și bărbie. Gâtul instrumentului, și, bineînțeles, partea din spate a cutiei de rezonanță. Cutia de rezonanță are rolul de a amplifica vibrațiile sunetelor. Practic, datorită acesteia, sunetul devine mai puternic. Pentru ca vioara să producă sunet, trebuie să acționăm coardele instrumentului, în acest fel făcându-le să vibreze. Acestea pot fi acționate în două feluri cu arcușul, coardele vibrând atunci când arcușul este tras peste ele sau prin ciupire. Arcușul este un accesoriu al viorii cu ajutorul căruia sunt acționate coardele. Acesta este format din baghetă din lemn, garnitură de păr care trebuie impregnată cu sacâz pentru o mai bună aderență la coarde, scaunelul și un dispozitiv mecanic numit șurub. În timpul execuției, vioara se ține pe umărul stâng cu maxilarul sprijinit de bărbia instrumentului, iar arcușul se ține în mâna dreaptă. Coardele sunt acordate în cuvinte perfecte, adică în distanțe de 5 sunete. Partiturile destinate viorii sunt notate pe un singur portativ în cheia sol, fapt pentru care este denumită și cheia de violină. Coardele libere sunt reprezentate de notele sol, coarda cu sunetul cel mai grav, re, cea de-a doua coardă, la, cea de-a treia coardă și mi-doi, coarda cea mai acută. Prin apăsarea coardelor viorii cu degetele mâinii stângi, porțiunea care vibrează se reduce, iar înălțimea sunetului urcă. Mai clar, coarda liberă este practic nota cea mai joasă pe care respectiva coardă o poate produce. Urcând pe lungimea acesteia, sunetele devin din ce în ce mai înalte. Vioara este principala purtătoare a melodiei într-o orchestră. Strălucirea și căldura sunetului ei o așează în fruntea tuturor instrumentelor orchestrei. Pe scenă, aflându-se în stânga dirijorului și fiind împărțită în două partide. Sunetele emise de vioară pot reda cele mai variate sentimente, ca duioșie, Sare, sal forza. Rețineți! Instrumentistul care cântă la vioară se numește violonist, iar cel care construiește sau repară instrumentul se numește lutier. Haideți să aflăm câteva curiozități despre instrumentul vioară! S-a constatat că anumite esențe de lemn se pretează la construcția viorilor de înaltă clasă. Copacii trebuie să îndeplinească o serie de condiții. Mai întâi, să crească la altitudini în jurul a 1000 de metri, iar lemnul să fie complet uscat. Apoi, aceștia trebuie să aibă fibrele perfect regulate, rezistente la deformații. În zilele noastre, lemnul nu este complet uscat, ceea ce diferențiază mult sonoritatea actuală de cea a timpurilor. Din acest motiv sunt preferate instrumentele mai vechi, al căror lemn se usucă odată cu trecerea timpului, sonoritatea devenind mai consistentă. Însă, orice instrument de coarde trebuie întrebuințat pentru a-și păstra și chiar îmbunătăți calitățile sonore. Cert este că fiecare instrument are un suflet al său și depinde foarte mult de bucata de lemn din care a fost construit, de condițiile în care a fost păstrat și de măestria și energia adusă de fiecare lutier pentru a-l aduce în stadiul de concert.